cuvânt de învățătură despre invidie bucuria mea să nu fi invidios fiindcă cel mai bogat om din lume este acela care se mulțumește cu puțin de ce așa fiindcă puținul nu se termină niciodată și apoi dacă ai avea toate comorile din lume unde le ai pune tendem să nu invidiezi pe cei lăudați și lingușiți de către oameni, fiindcă laudele omenești sunt nestatornice și schimbătoare. De cele mai multe ori se fac cu gând ascuns, adică astăzi cuvintele lor sunt mai dulci decât mierea și fagorele, psalmul 18 cu 10, mâine însă deblestem blestem legura plină și de amărăciune. Romani 13 cu 14 Să nu invidiez văzând că alții au ceea ce tu nu ai, fiindcă Domnul nostru Iisus Hristos știe mai bine ca tine cui va da și pe cine va lipsi, când va da și când va cere, ce va da și ce va lua. Invidia orbește mintea, înnegrește sufletul, întunecă conștiința, îl întristează pe Dumnezeu, bucură pe diavoli, închide cerul și deschide iadul. Însă, poți invidia măreția omului plin de virtuți, smerit și neslăvit de lume, fiindcă lauda lui nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu. Psalmul 2 cu 29. Tu însă să-l invidiezi și să-l imiți pe creștinul ortodox plin de Duhul Sfânt care strânge comori în cer unde nici molia și nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă, și nu le fură Matei 6:20 Așadar să nu invidiezi ci să te bucuri cu cei care se bucură și să plângi cu cei care plâng Primii copii pe care i-au avut Adam și Eva au fost Cain și Abel Cain a fost lucrător de pământ iar Abel păstor de oi Cain înseamnă dobândire sau câștig Fiindcă a zis Eva, am dobândit om de la Dumnezeu, Facerea 4 cu 1. Eva a crezut că primul ei fiu este răscumpărătorul făgăduit lor de Dumnezeu. Și iată care a fost prima crimă din istoria omenirii: fratricidul. Cain l-a omorât pe fratele său Abel. De ce? Din invidie. Fiindcă jertfa adusă de Abel din oile sale a fost primită de Dumnezeu, pe când jertfa adusă de Cain din darurile sale nu a fost primită de Dumnezeu. De unde știm aceasta? Păi fumul care a ieșit din jertfele lui Abel s-a înălțat direct spre cer, în timp ce fumul care a ieșit din jertfele lui Cain nu s-a înălțat spre cer, ci a plutit paralel cu pământul. Cain s-a întristat s-a posomorât, l-a cuprins invidia și l-a ucis pe Abel. Căderea lui Cain a fost determinată și de faptul că el, Cain, nu a crezut în jertfa de răscumpărare a Mântuitorului despre care i-a vorbit Adam. De aceea a intrat în el stăpânirea lui Satan. Scrie în Biblie așa, și a pus Domnul Dumnezeu semn lui Cain ca tot cel care îl va întâlni să nu-l omoare facerea 4 cu 15. Ce semn i-a pus? Semn de criminal. Un om care ucide, un alt om are ochii tulburi, chipul desfigurat, chip de ucigaș, are coșmaruri, adică revede mereu scena crimei până ce este iertat de Dumnezeu în taina Sfintei Spovedanii. Numai atunci conștiința, adică glasul lui Dumnezeu din om, încetează să-l mai mustre. Cain a fost ucis de la Meh, primul care a avut două neveste, Ada și Sela. Așadar, iată unde poate duce invidia chiar și la crimă. Sfântul părinte Nicolae Velimirovici ne amintește cuvântul lui Dumnezeu, zice Domnul, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Adevărata pocăință nu înseamnă doar a te căi pentru păcatele făptuite. Și ați întoarce desăvârșit sufletul propriu de la întuneric la lumină, de la pământ la cer, de la sine la Dumnezeu. Pocăința fără întoarcere desăvârșită nu este altceva decât o joacă cu Dumnezeu și cu sufletul propriu. Amin și Aliluia.